Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Trebuie să contați preoți, părinte paroh, părinte viceparoh, părinți diaconi, iubiți credincioși. Vă mulțumesc că și astăzi sunteți aici, în casa lui Dumnezeu, pentru că împreună să dăm mărire lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean pentru onoarea de a fi împreună cu noi și pas cu pas, zi de zi, Biserica ne cere ca împreună să descoperim misterul pe care Dumnezeu l-a pus în sufletul nostru. Ce fel de mister este acesta? Dacă citim deja lectura dinaintea Evangheliei, vedem un lucru extraordinar. Vedem că oamenii bolnavi se înghesuie să se apropie de Petru și dacă nu reușesc să-l atingă, ar vrea ca măcar umbra lui să se atingă de ei. Oare ce s-a întâmplat cu Petru? Cu acel Petru care îl trădează pe Iisus în fața unei slujbe. Acel Petru care, la un moment dat, îi spune lui Iisus, dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată. Și în jurul focului, în fața unei slujnice, nu în fața ostașilor, nu în fața mai marilor lui Israel, în fața unei slujnice, spune, nu-l cunosc pe omul acesta. Ce s-a întâmplat cu Petru? Este același Petru care de frică îl trădează pe Iisus și acum oamenii se înghesuie ca măcar umbra lui Petru să se atingă de ei. Este același și nu mai este același. Fiindcă avem acest dar minunat pe care îl vedem în Evanghelia de astăzi, Iisus suflă asupra ucenicilor. Nu putem să nu ne gândim la o nouă creație, biscredincioși. Vă aduceți aminte ce se întâmplă în momentul creației? Dumnezeu ia pământ și suflă asupra lui. Și așa se naște Adam. Cu siguranță este o nouă creație acum. Fiindcă vedem ucenici înfricoșați, închiși, în casele lor și ei înșiși de frică. Și Iisus suflă asupra lor și transformă oameni noi, care deschid ușile și vorbesc plin de curaj în fața mai marilor acestei lumi. Asta s-a întâmplat cu Petru. Asta se întâmplă și cu noi, iubiți credincioși, în momentul botezului nostru. În Iisus Hristos suntem oameni noi. De multe ori nu credem acest lucru. De multe ori ne comportăm ca și oameni vechi, deși suntem oameni noi. Și atunci, de aceea spuneam că este important ca toți împreună să ne întâlnim duminica, în prima zi a săptămânii, așa cum ne spune Evanghelia, ca împreună să redescoperim identitatea noastră. Să nu ne lăsăm amăgiți de această lume care ne spune că nu prea valorăm mai mult. Ce putem schimba noi? Eu, dumneavoastră. Nu avem pile, nu avem relații, nu avem putere. Ce putem schimba noi în această lume? Lumea care trebuie încearcă să ne spune, stați în colțul vostru. Vedeți-vă de credința voastră, dar la voi acasă. Oricum nu puteți schimba nimeni. Și bineînțeles că în această lume percepem șoaptele celui rău. Care încearcă să ne facă să uităm demnitatea pe care ne-a dat Dumnezeu. Și care nu constă în puterea pe care avem în această lume, ci în darul lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu, în acest suflu care ne transformă pe fiecare dintre noi. Îl avem, dar suntem chemați să-l redescoperim zi de zi, clipă de clipă, duminică de duminică. De aceea suntem astăzi aici. Oare nu suntem și noi la fel ca ucenicii? De multe ori suntem așa. Suntem închiși noi înșine, cu fricile noastre, cu temerile noastre, cu preocupările noastre. Și atunci venim aici, în prima zi a săptămânii.
Și mai aveți iubiți credincioși, venind când se face seara. Ce ne spune Evanghelia? În prima zi a săptămânii, pe înserare. Vă aduceți aminte la treia zi de Paști, când Iisus îi însoțește pe ucenicii de la Emaus, merge cu ei pe cale și în momentul înserării se preface că vrea să meargă în continuare. Așteaptă invitația lor, așa cum așteaptă invitația noastră. Iisus nu uită niciodată cu forța în sufletele noastre, în familiile noastre, în casele noastre. Intră dacă este invitat. Și cei doi ucenici de la Emaus îi spun, Doamne, s-a făcut seara, apure soarele. Intră în casa noastră. Cam atunci îl căutăm și noi pe Dumnezeu, iubiți credincioși. Trebuie să o recunoaștem cu toții. Mai ales atunci când se face seara în viețile noastre. Mai ales atunci când apune soarele în viața noastră. Și nu mai vedem umbră de speranță. Atunci când spunem și noi, ca și ucenicii de la Emaus, noi ne nădăjduiam să fie altfel. Dar ne descoperim în viața noastră obișnuită oameni slabi, păcătoși, cu probleme, cu greutăți. Și ne se pare că nu e ceva normal. E bine, e normal, iubiți credincioși. Fiindcă Iisus nu vine să aruce suferința și încercările din viața noastră. Vine să ne învețe cum să le trăim. Și ne dăruiește acea pace pe care o vedem în Evanghelia de astăzi și care nu depinde de faptul că lucrurile merg bine în viața noastră. Nu depinde de faptul că avem tot ce ne trebuie. Ci este o pace dincolo de încercările acestei lumi. Iisus o spune și cu altă ocazie. În lume de cazul veți avea. Dar nu vă temeți, eu am pierdut lumea. Este un dar, iubiți credincioși. Nu este o emoție. Nu este un sentiment. Nu este acea senzație pe care o avem în mod normal de lucrurile pe bine. Ci este acel dar pe care l-au avut și episcopii noștri Martin. Și care au știut să trăiască și în haine de ierarhi și cu demnitățile lor de ierarhi și în zeghe, în pușcării, cu aceeași dragoste și cu aceeași pace. Este surprinzător dacă citim ceea ce a rămas din momentele tendinței comuniste. Pentru că Liviu Chinezu, de exemplu, spune că nu le lipsește nimic. Că sunt în bucuria Domnului, că Iisus este cu ei. Cum pot spune niște oameni normali astfel de lucruri? Pot spune aceste lucruri dacă au acest dar, acest suflu al Sfântului Sfânt. Și la fel ca ucenicii, în mijlocul persecuțiilor, al necazurilor, știu să mărturisească bucuria și pacea lui Hristos. Care trece orice lucru pe care le cunoaște. Cu siguranță am experimentat și noi această pace într-unul sau altul din momentele din viața noastră. Și știm atunci după ce tângim. Știm că ne dorim această pace care este semn, o prevestire a vieții veșnice, înspre care cu toții ne trebuie. Viața de pe Pământ e decât o pregătire pentru adevărata viață. Aici suntem într-o vale de lacrimi. Într-o vale a plânge. O știm cu toți, am experimentat-o cu toți de multe ori și o vom experimenta până la sfârșitul acestei scurte vieți. Dar știm, casa noastră nu este aici. Casa noastră este în ceruri, unde Dumnezeu a pregătit o lume fără durere, fără tristare, fără suspin. O lume care comuniunea cu El ne va da pentru veșnicie bucuria și pacea și fericirea pentru care am fost creați. Astăzi, tradiția Bisericii ne spune că îl sărbătorim cumva pe Toma Necredincios. Oare de unde tradiția i-a atribuit lui Toma acest nume atât de puțin creștin, necredincios? Dacă ne gândim la momentele în care Toma vorbește în timpul Evangheliei, există un moment crucial în afară de acesta. Atunci când Iisus le vorbește ucenicilor despre Lazar și despre faptul că Lazar a murit, le spune că vrea să se întoarcă în Betania. Și ucenicii spun, cum să te întorci? Că iubirii vor să te omoare. La
la care Toma spune, haide să mergem să murim împreună cu El. Oare este necredincios un astfel de om? Care spune, haide să mergem să murim împreună cu El. Știe că se leagă spre moarte singură. Oare este necredincios un om care nu este împreună cu cei 11? Cei 11 stau închiși de frică de ei. El nu este împreună cu ei. Ori nu trăiește acea frică. Și are curaj să iasă. Orice va se întâmplă în omul acesta. Că nu sunt închis. Iar dacă ne vine ușor să-l judecăm și să ne gândim totuși cei 11 sunt un grup. Sunt împreună. Deci atunci când ceilalți îi spun lui Toma, l-am văzut pe Domnul, cum de nu-i crede? Dar oare nu sunt și ceilalți în acea situație? Oare nu este Maria Magdalena așa care merge la mormânt? Îl caută pe Domnul și îl întâlnește în cele din urmă. Atunci când Domnul îi spune pe nume, Maria, îl recunoaște și merge și îi spune ucenicilor. L-am văzut pe Domnul, a înviat. Și ucenicii fac exact ca și Toma. Îi vedem închiși de fiecare lor. Nu cred cuvintelor Sfintei Maria Magdalena. Deci ori punem pe toți ca și necredincioși, ori îl scoatem cumva pe Toma. Dar mai e ceva. Un motiv pentru care tradiția Bisericii îi propune în felul acesta. Ca și Toma necredincios. Fiindcă ni se spune că Toma i-a numit geamul. De fapt, nu este o supranume. Nu este Toma căruia îi se spunea și geamul. Ci Toma, în limba aramaică, înseamnă geamul. Dar Sfânta Scriptură nu ne spune cine este geamul lui Toma. Și de aceea, dacă e să citim, să dăm o lectură și o interpretare spirituală a Evangheliei de astăzi, putem să înțelegem că noi suntem genii lui Toma. Că și noi suntem necredincioși de atâtea ori. Că nici noi nu credem cu adevărat în viața noastră că Iisus a înviat. Dacă am crede, am fi tot timpul bucuroși. Tot timpul liniștiți. Tot timpul cu pașa suflete. Dar și noi avem această preocupare continuă. Trebuie să atingem în continuu prezența lui Dumnezeu. Și de aceea suntem aici, în bisericioși. La Sfânta Liturghie. De aceea Biserica ne cere să venim la Sfânta Liturghie. Nu ca o poruncă exterioară, impusă cumva. Ce facem aici? Facem exact ceea ce am citit în Sfânta Scriptură. Vă spuneam de Emaus. Ce se întâmplă la Emaus? Iisus merge împreună cu ei, fără ca ei să-L recunoască, și le tălmăcește Scriptura. Și în momentul în care îi face să înțeleagă Sfânta Scriptură, inimile lor se aprind. Ard de bucurie inimile lor. Ei o mărturisesc. Oare nu ardeau noi inimile noastre? Ce facem și noi, bisericioși? Citim Sfânta Scriptură. Încercăm împreună să înțelegem. Ca inimile noastre, care vin din lumea în care trăim și care sunt prinse de dubii, de suferințe, de tot felul de întrebări, să se reîncălzească. Să ardă din nou. Să simțim, prin cuvântul Sfintei Scripturi, prezența lui Iisus în viața noastră. Și ce mai face după aceea Iisus? Intră cu ei în casă. În casă. Ia pâinea, o binecuvintează, mulțumește, o frânge și o dă tuturor. Nu asta facem și noi, nu vom face asta și noi în scurtim. Vom lua pâinea, o vom binecuvânta, vom mulțumi lui Dumnezeu, vom frânge și toți ne vom împărtăși din această pâine. Atunci, ucenicii le recunosc pe Domnul. Și Domnul dispare din fața lor. Tocmai ca să-i facă să înțeleagă că nu mai e nevoie de acea prezență fizică pe care o cunoșteau, pe care erau obișnuiți. Și că de acum Iisus este cu noi în fiecare clipă. Este în noi. N-avem nevoie să mergem la Ierusalim să-L căutăm.
Și trebuie să ne facem în Galileea vieților noastre de zi cu zi, acolo unde totul a început. Și să retrăim botezul nostru, să retrăim sacramentele bisericii. Și astfel îl vom întâlni pe Domnul. Să ne ajute Domnul, iubiți credincioși, că această perioadă pe care am început la Pentecostale și care ne pregătește pentru sărbătoarea mare a Rusalilor, a Pogorârii Spiritului Sfânt, să fie un timp de pregătire. Și sărbătoarea Spiritului Sfânt să reînnoiască în noi această suflare de iubire care ne-a recreat și ne recrează în continuu pe fiecare dintre noi ca și fii ai Învierii. Hristos a înviat!